Vă salut, prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, Un pont pe zi. Iată, ne revedem după câteva zile de pauză, pauză provocată fără voia noastră de evenimentele care au loc în aceste momente în România. Noi ne-am fi dorit să fim aici în fața noastră, dar e bine că am revenit astăzi, vineri, pentru că urmează weekendul și sunt foarte multe meciuri, așa cum știți. Le vom discuta, le vom trece în revistă alături de Sabin Pârvan, care este prin telefon cu noi. Salut, Sabin! Salut, Ale, salut, Fariul! Ei bine, casele de pariuri n-au oferit cote, câteodată se oferă cote pentru evenimente speciale. M-a întrebat lumea, Dane, sunt cote pentru, eu știu, retragerea ordonanței de urgență, pentru picarea guvernului, pentru numărul de oameni care se vor aduna în piață la proteste? E bine, eu n-am găsit și chiar mă gândeam că e păcat, pentru că nicio casă de pariuri n-a avut ideea asta să folosească un pic comunicarea, marketingul și să ofere niște cote, că sunt convins că ar fi fost niște cote atractive. Tu ai găsit vreo cotă, Sabin? Nu, nu am găsit nicio cotă. Singurul eveniment nu politic în care este implicat un personaj politic de la noi din țară este cel legat de Elena Udrea și de eventuala sa căsătorie cu Adrian Alexandrov până la finalul anului. Ce cotă are? 2,95 e cota să o vedem pe Elena Udrea căsătorită până la final de 2017 și 1,33 are cotă cealaltă variantă mai puțin păi dorită. Păi cum ar fi, uite, să fii pe Elena Udrea sau să fii mai bine băiatul ăla că arată bine fotomodel cu vreo 10-15 ani mai mic decât Elena Udrea, să zici, păi hai să facem banii jumate-jumate și punem pe 2,95 câte un milion fiecare. De euro, că sunt bani acolo. Păi da, da, bine, cred că nu se poate paria o sumă foarte mare. Da. Prieteni, avem o pagină de Facebook, pagina de Facebook care așteaptă comentariile noastre, noi mereu am încercat să purtăm un dialog, și pagina de Facebook care transmite live emisiunea. Evident, ne-ar ajuta și ne-ar sprijini eforturile noastre dacă ați da share acestei transmisii live. Haideți să începem cu meciul zilei Unibet, cel mai important meci pe care l-am ales noi din acest weekend. E bine, nu se mai cheamă Steaua, se numește FCSB acum, Sport București, din păcate, dar e Steaua, pentru mine 100% e Steaua. CFR Cluj primește vizita Stelei, așadar, un meci dificil pentru echipa bucureșteană. Haideți să vedem și cotele, o cotă de 3,15 pentru victoria clujenilor, egalul 3,05 și victoria Stelei 2,35. Așadar, Steaua puțin favorită, Steaua care ocupă locul 2 în clasament în acest moment, la 2 puncte în spatele Viitorului, în vreme ce echipa clujeană tocmai a picat din locurile de play-off, de pe locul 6 pe locul 7, pentru că Astra a câștigat, a făcut 32 de puncte astăzi, a câștigat contra celor de la Steaua Târgu Mureș, 1-0, și a trecut pe locul 6. CFR Cluj, iată, în pericol să piardă poziția 6 sau ultima care duce în play-off. Da, o partidă extrem de importantă pentru CFR, la fel de importantă și pentru echipa lui Reghecam, pentru că de acum timpul e scurt, o să se jumătățească punctele, e timp de a recupera eventuale cazuri față de Viitorul, dar e clar că orice punct contează, iar pentru CFR presiunea este mare, pentru că ratarea play-off-ului, în condițiile care nici la CFR nu sunt chiar atât de mulți bani, nu ar fi chiar în regulă. Bine, nu sunt bani deloc la noi în fotbal, nu e vreo echipă care Dar CFR, să zicem că face parte dintr-un grup al echipelor ceva mai bogate, pentru că ne uităm și la lot și observăm că are un lot, cred că, destul de bine plătit. Noi am mai scos câteva variante de pariere, uite, FCSB sau Steaua, cum doriți să-i spuneți. Nu, e Steaua, nu e FCSB. E Steaua. Steaua câștigă și Alibec marchează cota 5,20. Bud marchează și scor final 1-1, o cotă de 19, eu sincer aș încerca acest pariu. Și 2 cu handicap asiatic de 0, deci la remiză banii înapoi, avem o cotă de 1,63. E foarte interesant, Sabin, că Unibet ne oferă posibilitatea asta de a paria pe lucruri din astea un pic mai trăznite, pe cote foarte mari. Pentru că, până la urmă, nu găsești peste tot Bud marchează și se termină 1-1.
la, bine, la nicio cotă, de fapt, nu găsești, că nu, nu găsești pariuri așa speciale. Dar e interesant și vedem cum Steaua, care s-a întărit în această iarnă, totuși destul de consistent, cu, un, cu doi atacanți de marcă, poate cei mai buni din fotbalul nostru, Noere și Alibec, dar Ladu și pe Bălașa, au plecat de la Steaua Bourceanu, Adi Popa, Golubovici, care, pe care l-am și văzut astăzi la Iași, Aganovici, Mitrea, Toșca și Vâlceanu. De partea cealaltă, CFR Cluj s-a întărit cu Bumba și Deac. Iată, Deac se întoarce așadar la, la echipa clujeană. Noi mergem pe goluri, pentru că ne gândim în primul rând la forța ofensivă a Steauei, dar și la slăbiciunile pe care le are Steaua în defensivă. Slăbiciuni care s-au văzut în, în perioada meciurilor amicale. Și credem noi că vom avea cel puțin două goluri, o cotă generoasă, 1.48, adică aproape 1.50, practic ai un profit de 48%, ceea ce cred eu că nu e foarte greu de foarte greu de reușit. Haideți să trecem la capitolul următor și să vedem celelalte partide din Liga 1. În Liga 1, prieteni, nu mai sunt foarte multe meciuri, mai sunt 5 etape, incluzând-o și pe aceasta, așadar echipele își fac socotelile cu mare, mare grijă. Și pariorii trebuie să aibă mare grijă, pentru că revenirea din pauza de, de iarnă este întotdeauna un pic dificilă și s-a văzut asta la, inclusiv la meciurile de astăzi. Iașiul n-a reușit să câștige partida pe care a jucat-o cu, cu Pandurii, iar Astra doar 1-0 pe teren propriu contra lui Oasea Târgu Mureș. Oasea Târgu Mureș și una dintre cele mai, ca și Pandurii de altfel, una, două dintre echipele cele mai afectate de, de lipsa banilor. E bine, așadar, mare atenție, echipele în momentul ăsta nu dau radament maxim, nu ne așteptăm la foarte, foarte multe, dar totuși avem un alt meci interesant, e vorba de Dinamo Viitorul. Noi mergem pe un echilibru în partida asta. Dinamo știm că și-a pierdut jucători importanți, practic e de neimaginat pentru un suporter dinamovist cum va arăta echipa începând din, din această etapă. Fără Rotariu, fără Noere, fără Vali Lazăr, e, e greu de, de imaginat. Dar, așa cum spuneam, mergem pe, pe echilibru, pentru că, în ciuda faptului că e pe locul întâi, Viitorul este o echipă de puști, o echipă care, la rândul ei, a avut câteva despărțiri în această iarnă. Au plecat Răzvan Marin la Standard Liege și Carp, care s-a dus la UFA în Rusia. S-au întărit cei de la Academia lui Hagi cu Vlad Morar și Nelus Roșu. Bun, așadar echilibru, X pauză sau final, ambele marchează, o cotă de 1.80, Craiova, Voluntari, 1.50. Sta bine, Craiova a mers bine în amicale, da, dar Voluntari e o echipă care, chiar și atunci când pierde, pierde la limite. E o echipă foarte arțăgoasă, se ține de tine. O echipă cu un lot experimentat, din cauza asta se întâmplă lucrul amintit de tine, știe să se țină de adversar pentru că are jucătorii capabili să facă lucrul ăsta, dar Craiova, în ciuda faptului că, că l-a vândut pe, pe Vătăjelul, nu? Da, pe Vătăjelul. La Sparta Praga, s-a întărit interesant. Bine, nu știu cât randament vor da Migote, un portar trecut prin Liga 1 de multă vreme. E acest Dimitrov adus de la Botoșani, un jucător bun, dar să vedem și cum va evolua acolo în bătălia pentru titlu. Mai sunt o serie de no-name-uri deocamdată, poate vor deveni jucători mari, dar Craiova cred că este o echipă, va termina în top 3, după părerea mea, în acest sezon. Și ar putea să câștige această partidă, până la urmă echipa mai valoroasă, chiar dacă și Voluntariul are ceva jucători experimentați. Și pentru că am vorbit de Botoșani, am pomenit puțin mai devreme, hai să vedem pronosticul pentru partida cu Concordia Chiajna. Eu am optat pentru varianta 1 cu handicap 0, la remiză banii înapoi, pentru că sunt formații cam de aceeași valoare, nu sunt mari diferențe între cele două. Botoșani l-a vândut în această vară, dar au venit o serie de jucători interesanți, este Cobre, a venit un Gurușan de la Pandurii, Tincu s-a reîntors, Laurențiu Buș de la în sfârșit din Israel, Cârstoce și așa mai departe. Cred că Botoșani va începe cu dreptul, în sfârșit nu cred că Botoșani va pierde această partidă. Bun, trebuie să anunțăm pe oameni că am început etapa a doua, am început al doilea experiment, să spunem așa, al strategiei Easy Money.
Cum mergem până acum, Sabin? Am început cu dreptul, am pariatic 2 la Pandurii cu CTBS Iași. Da. A fost 1-1, pariul câștigător, mâine în jurul prânzului pasul 2. Ok, o să mergem mai departe. Uite, chiar acum mă uit, avem transmisiunea asta pe Facebook, mă uit și o văd. Cei care dau share au cu siguranță recunoștința noastră, pentru că ne-ar ajuta foarte mult să promovăm emisiunea. Botoșan Chiajna 1 fără remiză și Timișoara Gazmetan Mediaș. Ne gândim la un meci echilibrat. Timișoara e capabilă să, cred eu, să țină piept Mediașului, mai ales în condițiile în care cei de la Gazmetan au rămas fără cei mai importanți atacanți, Lulacu și Accente, principalii marcatori vânduți în această iarnă. Haideți să mergem mai departe către Anglia. E bine, Chelsea a făcut 1-1 în ultima etapă pe terenul lui Liverpool, iar echipele urmăritoare, Liverpool era și ea printre urmăritoare, evident, n-au reușit să profite de acest lucru. Singura care, să spunem că a făcut un pas, e Manchester City, dar Manchester City e deja destul de în spate. În rest, Manchester United 0-0 pe teren propriu cu Hull, Arsenal a pierdut surprinzător cu Watford pe teren propriu, iar Sunderland 0-0, Tottenham 0-0 la Sunderland. Așadar, nimeni nu a profitat de partida pe care Chelsea a disputat-o cu Liverpool, doar 1-1 în acea întâlnire, iar de data aceasta o să primească vizita celor de la Arsenal. Arsenal care, așa cum spuneam, vine după un beșic neașteptat pe teren propriu cu modesta Watford. Da, dacă s-ar fi impus Chelsea la Arsenal, îmi permit să spun că titlul s-ar fi la jucat Liverpool. Pentru că la Liverpool, îmi cer scuze. Titlul ar fi fost jucat pentru că chiar și în Anglia, într-o astfel de competiție surprinzătoare și spectaculoasă, e greu să recuperezi un recat atât de mare de puncte, dar Chelsea și-a măsurat foarte bine pașii, considerându-se mai mult decât mulțumită cu o remiză pe Anfield. De această dată e favorită cu Arsenal, un alt derby pentru titlu, 1.95 e cota lui Chelsea la victorie, remiza are o cotă de 3.60, pe când succesul Sunarilor primește cota 4.30, am mai extras o serie de variante de pariere, de încercat. Bine, peste 4,5 conere în prima repriză, avem o cotă de 1,60. Costa primește cartonaș galben, o cotă de 2,50. Da. Foarte bun. A fost foarte cuminte după acea ieșire cu preparatorul fizic. Nu o să-l țină mult. Nu o să-l țină mult, exact asta spuneam și noi astăzi aici pe pariul 1-2. Și o zi pasă de gol la o cotă de 4, de ce nu o variantă de încercat. Totuși, pariul nostru e pe gazde, unul solid. Nu ne imaginăm că un Arsenal care la mijlocul săptămânii a pierdut cu Watford și, în sfârșit, a mai avut o serie de derapaje necontrolate, mai ales pe terenurile adverse, va reuși o imensă surpriză, pentru că eu cred că ar fi o mare surpriză ca Arsenal să câștige acest. Mi-aș dori să câștige Arsenal pentru a da un plus de sare și putere acestui campionat, dar cred că Chelsea este în acest moment peste rivala sa londoneză. Mai avem câteva ponturi din Premier League. Haideți să vedem, Sabin, cum arată etapa și care sunt ponturile noastre. Crystal Palace Sunderland. Da, 2-4 goluri în meci pentru o cotă de 1.50, un meci micuț la retrogradare. Everton cu Bournemouth, unul solist, pentru o cotă de 1.70, cam mare cota pe gaze, dar noi avem încredere în Everton și mai ales în forma acestei echipe. Mă rog, relativă forma lui Everton. Da, perioade cu dute vino, așa. Hai să spunem că fiind pe teren propriu are un atu da, important. Exact, și mai ales ca adversar. Hull City cu Liverpool, peste 1,5 goluri, repriza a doua, o cotă de 1,80. Hull City arată altfel de când a venit Marco Silva la Simona. Southampton cu West Ham, X2 la pauză, atenție, nu spune că va câștiga West Ham această partidă, dar la pauză... Nu va intra condusă. Exact, cota 1,51, Southampton s-a ținut de cupe, s-a calificat în finala cupei ligii, dar cam atât. Watford Burnley peste 3,5 cartonașe galbene, o cotă de 1,75. West Bromwich Stoke City, ambele marchează, avem o cotă foarte bună, 1,85. Tottenham cu Middlesbrough sub 3,5 goluri, poate fi o partidă pe placul lui Tottenham cu succes într-un meci cu goluri puține, o cotă de 1,50. Tottenham care spuneam vine după un 0-0, adică n-ar fi deloc surprinzător. Da, exact.
și încă două partide, merită City cu Swansea 1 și peste 2,5 goluri din meci, cota 1,90. City a dat din nou de pământ cu West Ham etapa trecută, 4-0 după 5-0 în FA Cup la începutul anului. Și Leicester cu Manchester United, peste 9,5 golurile, cu o cotă de 1,85. Scoatem din calcule 1-1x2 goluri și așa mai departe, mergem pe cornere la o cotă de 1,85. Și pe un meci probabil destul de spectaculos. Bun. Exact. Oamenii acum se uită la emisiune și încearcă să-și noteze probabil pronosticurile noastre. Noi încercăm să ținem pronosticurile pe ecran cât mai mult, dar există și varianta să scoateți telefonul, să faceți poză ecranului pentru a fi mult mai simplu, sau prin screen pentru cei care urmăresc emisiunea pe internet. Bun, mergem în campionatul italian, prieteni, acolo unde avem un meci pe cinste. Este vorba de derbiul Italiei. Juventus-Inter va fi un moment al adevărului pentru Inter, care vine după o serie foarte bună, 7 victorii consecutive în campionat, însă acest șir are mari șanse să se întrerupă pentru că joacă cu Juventus. Juventus o echipă extrem de consistentă, care pe teren propriu este foarte, foarte greu de bătut. Și dacă a mai făcut pași greșiți, în general, i-a făcut prin deplasare. A pierdut la Milano cu Inter, a pierdut la Milano și cu AC Milan, a pierdut la Genoa, la Fiorentina acum, la Florența, recent, 2-1, ne aducem aminte. Însă, trebuie să remarcăm că în meciurile cu adversari importanți, eventuali rivali la titlu, spre exemplu cu Fiorentina, victorie pe teren propriu cu 2-1, tot 2-1 pe teren propriu cu Napoli, 1-0 cu AS Roma pe teren propriu și 2-0 cu Lazio pe teren propriu. Bineînțeles, multe alte partide în care Juventus s-a impus pe teren propriu. Așadar, șanse mari pentru campioana antitră din Italia, o cotă de 1,58 la victorie, egalul 3,95, iar varianta Inter câștigă și își păstrează șirul de victorii, îl duce la 8, o cotă de 6. Sincer, nu cred că va reuși Inter. Inter care nu e deloc o echipă rea. Se vede că la fel ca și AC Milan, că este într-o creștere, este o formație care, eu știu, poate promite într-un an sau doi, în funcție de transferurile care se vor face, să devină o pretendentă reală la titlu. Însă, momentan, cred că nimeni în Italia nu se poate pune cu Juventus. Noi am mai scos niște cote, ambele marchează 1,85, gol în ambele reprize, 1,66. Echipa oaspete va câștiga cel puțin o repriză, o cotă de 3,15 pentru cei care cred că Inter va face un meci mare. Noi ne gândim că Inter ar putea să înscrie în partida aceasta, în tur, așa cum vă spuneam, a câștigat Interul pe teren propriu, a fost 2-1 și luând în calcul această formă bună pe care o arată interiștii, credem noi că am putea vedea un meci cu goluri, probabil gol Inter, dar și ambele marchează. Mai avem ponturi din Serie A. Sabin, haideți să vedem, uite, avem un Bologna-Napoli. Bologna, știi că e echipa care mă încurcă pe mine. Așa, singura echipa din lume pe care nu pariez, Bologna. Exact. Bologna-Napoli, noi ne gândim că oaspeții vor marca de cel puțin două ori, la o cotă de 1,52. Napoli, în sfârșit, echipa cu cea mai bună ofensivă din Serie A. AC Milan-Sampdoria, oaspeții marchează o cotă de 1,53, dar și varianta peste 2,5 goluri la o cotă de 1,80. Atalanta-Cagliari, îmi cer scuze, sunt puțin răcit și mai strălut. Atalanta-Cagliari, 1 solid, o cotă de 1,43. Pescara, ultima clasată, are meci cu Lazio și ne gândim că Lazio, proaspăt semifinalist a Cupei Italiei, va reuși să se impună la o cotă de 1,60. Genoa Sassuolo, gazdele de Sid Corun, o cotă de 1,76, deci Genoa marchează prima în acest meci. Și din nou, și fiul lui Simeone poate să se numere poate, printre marcatori. Exact, ar fi super. Și Palermo cu Crotone, ambele marchează. E echipa care pierde acest meci va avea șanse și mai mici de a rămâne în prima ligă italiană, iar remiza le încurcă foarte, foarte mult pe ambele. Apropo de răceală, și eu sunt un pic răcit și cei care ne-au urmărit emisiunea încă de la început știu că probabil și aduc aminte că de fiecare dată când s-a întâmplat ca și eu și Sabin să fim răciți în același timp, au ieșit niște ponturi nemaipomenite. Mergem în Spania, prieteni. Acum haideți să vedem unde joacă principalele candidate la titlu.
Ei bine, în Spania lupta este deschisă și cred eu că se mai pot schimba lucruri pe acolo, în ciuda faptului că ultima etapă n-a fost deloc una fericită pentru urmăritoarele Realului, însă cred că va veni și momentul în care Real Madrid se va împiedica, iar Barcelona se va apropia. Mie mi se pare doar o chestiune de timp. Barcelona joacă în această etapă în deplasare la Bilbao, așadar o deplasare foarte, foarte nu, grea. Acasă cu Bilbao. Acasă cu Bilbao. Și ne gândim la un match la care, de care practic depinde viitorul Barcelonei în acest moment. Da, e o partidă în care Barcelona nu va conta pe Busquets și Iniesta, dar una peste alta e acel trident meteren pe teren care poate face diferența. Și este acest Denis Suarez senzațional, exact, care iată, exact, i s-a dat o șansă și nu doar că s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, dar l-a și depășit. În momentul ăsta sunt 4 puncte între Real Madrid și Barcelona. Vă spuneam, Barcelona n-a reușit în ultima etapă să câștige, doar 1-1 în deplasare la Betis. Și în acest moment diferența s-a mărit în loc să se micșoreze, cum ne-am fi așteptat. Totuși, încercăm ca pariu pentru această partidă, Barcelona-Bilbao, peste 1,5 goluri în repriza a doua, o cotă de 1,50, poate Bilbao va ține piept, însă ne așteptăm ca reduta să pice la un moment dat și probabil jocul se va deschide mai mult în partea a doua a partidei. O cotă de 1,50, Malaga-Espaniol, oaspeții marchează o cotă de 1,45, Atletico Madrid joacă pe teren propriu cu Leganes, unul solist, iarăși discuții cu Diego Simeone, iarăși își manifestă dorința de a pleca, Savin. Da, s-a săturat, a văzut că lucrurile nu mai merg cum trebuie. Dar chiar nu merg, la Atletico Madrid chiar parcă nimic nu se leagă. Nu se leagă în sensul că nu mai este candidată la titlu, pentru că altfel să termini în primele 4 în Spania nu e chiar o mare tragedie. E adevărat, dar dacă te gândești prin perspectiva așteptărilor, e cam puțin. E foarte puțin și cu atât mai mult cât Sevilla este acolo în față, iar Atletico nu a reușit să se rupă de formații precum Sociedad, Villarreal, Bilbao și așa mai departe. Bine, Sevilla și ea la rândul ei e o formație care, când ți-a lumea mai dragă, îți face o surpriză. A pierdut în ultima etapă pe terenul lui Espanyol, a fost 3-1 și Sevilla de această dată va juca acasă cu Villarreal. 1-2 goluri în prima repriză, o cotă de 1,50. Exact. Uite, și Valencia are un meci interesant cu ei bar pe teren propriu. Valencia și-a mai revenit puțin. Noi credem că nu va pierde această partidă, dar nu vom vedea multe goluri. 1x și 0-3 goluri, o cotă de 1,72. Gijón cu Alaves, 1-3 goluri prin meci, 1,34. Da. Sociedadul Osasuna, Sociedadul echipă tare acasă, 1x și 0-3 goluri. Și foarte bine organizată. Mie îmi place foarte mult Sociedad. Da, și Osasuna a început să gândească altfel lucrurile în ultima perioadă. Am văzut meciul de luna trecută cu Malaga. Probabil un meci tacticizat, eu așa mă aștept. Exact, exact. Celta Vigo Real Madrid, reeditarea semifinale pierdute de Real în cupă, în sfertului de finală, pardon, gol în ambele reprize, o cotă de 1,40. Nu știm cine va marca golurile, pentru că ne așteptăm din partea Celtei, la cel puțin o reușită. Și Granada cu Las Palmas, X2 pentru o cotă de 1,40. Bun. Mergem în campionatul Germaniei, acolo unde avem un derby de excepție, dar unul neașteptat, Dortmund-Leipzig. A făcut Leipzig cum a făcut și iată că s-a menținut la 3 puncte în spatele lui Bayern München, așadar totul se joacă în momentul ăsta în campionatul german, însă bavarezii probabil vor câștiga până la urmă, nu cred că Leipzig va putea ține pasul la infinit. Forsberg în continuare este suspendat, nu știu de ce au dat așa mare suspendare, pentru că iată, cred că a treia etapă pe care o ratează mijlocașul de la Leipzig, pe care eu l-am identificat ca fiind poate cel mai important jucător al echipei. Leipzig a avut și noroc în ultimele etape, s-a ținut tare acolo și în acest moment are o distanță de 11 puncte, dacă vă vine să credeți, în fața celor de la Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, normal, abonată la locul 2, cel puțin, dacă nu chiar contracandidată pentru Bayern München la titlu. Însă, lucrurile stau așa cum stau. Noi ne așteptăm să vedem un meci frumos, un meci în care să existe o luptă în adevăratul sens al cuvântului prin perspectivă fotbalistică.
Știm foarte bine că Leipzig e o echipă ambițioasă și cred că va marca, dar probabil și Dortmund o va face, așadar ambele marchează și gazdele peste 5,5 cornere, adică și Dortmund să aibă cel puțin 6 cornere. Hoffenheim primește vizita celor de la Mainz și încercăm varianta 1x, dar în caz de egal primim banii înapoi, 1 cu handicap 0, așadar e identic cu 1x, doar că la egalitate, în loc să câștigi, primești banii înapoi, o cotă de 1.38. Bayern München joacă acasă cu Schalke, 2-4 goluri în meci, o cotă de 1.45. Hertha Ingolstadt, gazdele câștigă oricare repriză, o cotă de 1.61. Hertha un pic în cădere și probabil că așa va continua până la final. Köln Wolfsburg, cel puțin 2 goluri. Augsburg Bremen, oaspeții marchează cel puțin 2 goluri. Oaspeții marchează, îmi cer scuze, 1.40. Și Frankfurt Darmstadt, 1 solis la o cotă de 1.55. O etapă pe cinste în Bundesliga, dar meciuri interesante sunt și în Franța, acolo unde Monaco joacă cu Nice. Așadar, primele două clasate se întâlnesc în meci direct. Sabin, nu știu dacă ai urmărit, a jucat în seara asta Marseille, chiar nu știu cât s-a terminat. 1-0 la bătaie de la Metz, deplasare. A luat bătaie, da. Surprinzător. Din păcate, iată, Marseille nu poate să țină pasul. Au jucat Payet și pe cine au mai transferat ei acum? Evra era pe bancă, Marseille... A fost titular în primul meci când a venit. Chiar cred că două meciuri cred că a jucat deja la... Nu, nici Payet, nici Evra nu au fost. Ambii au intrat... Nu, Payet a intrat din postura de rezervă, iar Evra nu a fost în loc. Da, probabil că a fost accidentat sau au fi avut vreo problemă. Da. Oricum, interesant acest Monaco-Nice, o partidă în care cred eu că Monaco nu are adversari și mă aștept să câștige la diferență. Probabil la cel puțin două goluri, dar pentru siguranță vă propunem doar unul solist, o cotă de 1.53. Eu l-aș lua cu handicap sincer. Monaco-Nice peste 2,5 goluri și Nice e capabilă să marcheze, însă cel mai probabil va primi goluri. Dijon, PSG, 2 și cel puțin 2 goluri în meci. Genkamp, Cannes, 1 în oricare repriză, adică Genkamp să câștige oricare repriză. Și 2-4 goluri în meci, o cotă de 1.50. Lille, Lorient, sub 3 goluri asiatic, adică dacă sunt fix 3 goluri, primim banii înapoi. Montpellier primește vizita celor de la Bastia, peste 1,5 goluri, o cotă de 1.39. Și încă 3 meciuri, Toulouse-Angers, oricare repriză să fie câștigată de Toulouse, la fel la Bordeaux cu Rennes, Bordeaux să câștige oricare dintre reprize, iar la Nantes cu Nancy, 1 fără remiză, adică din nou acea variantă de 1x, dar în cazul în care să exprimim banii înapoi, la o cotă de 1.46. E bine, prieteni, haideți să vedem foarte rapid, am câteva punturi din alte sporturi, haideți să le trecem un pic în revistă. Din păcate ne-ar trebui o emisiune de 3 ore ca să vorbim tot ce am putea noi să vorbim aici. Sunt foarte multe meciuri și nu avem timp să le discutăm. Însă, așa cum v-am spus, ne puteți ajuta, ne puteți sprijini dând share emisiunii noastre pe Facebook, pe care o aveți de altfel în direct pe rețeaua de socializare. Cornelius Cristian ne spune că mâine începe turneul celor 6 națiuni la rugby și are câteva ponturi. În primul rând, Anglia câștigă turneul celor 6 națiuni făcând Grand Slam-ul să câștige toate meciurile din competiție, o cotă de 3 la Unibet. Și, de asemenea, Scoția-Irlanda 2 solist, o cotă de 1.42, așadar victoria Irlanda împotriva Scoției. Anglia-Franța 1 cu handicap minus 9.5, adică Anglia să câștige la cel puțin 10 puncte, o cotă de 1.53. Și Italia-Țara Galilor 2 pauză, 2 final, 1.39, adică Țara Galilor să conducă atât la pauză cât și la final. Sabin, mai erau câteva ponturi și din fotbal, mai avem aproximativ un minut. Haideți să vedem care sunt cele mai interesante ponturi pe care... Din Championship o să evidențiez doar partida Newcastle cu derby, pentru că este chiar un derby sus acolo la promovare. Peste 2 goluri asiatic, credem noi, la o cotă de 1.57.
Așadar, Newcastle Derby peste două goluri asiatic, o cotă de 1.57. Exact. Vedeți pe ecran celelalte ponturi. Ce mai alegem din ce am pregătit aici? Rochdale cu Bristol Rovers 1 solist, o cotă de 2 și 12, o cotă mare. Zi-mi tu, Sabin, că e specialist în Anglia. Ambele marchează în partida lui Southend. Mai avem câteva ponturi din ligile inferioare engleze, dar aș vrea să mă opresc în mod special la o partidă din Portugalia. E vorba de FC Porto cu Sporting. E clar, un mare derby în Portugalia. Ultima șansă a lui Sporting de a reveni în lupta pentru titlu. Benfica se îndreaptă către titlu acolo. Noi credem că vor fi cel puțin două goluri în meci. Două goluri asiatic, a spus, la o cotă de 1.57. Dacă se vor marca exact două goluri, mi-a spus, la o cotă de 1.57, dacă se vor marca exact două goluri, mita ne va fi returnată. Bun. Acesta este pontul redacției. Cred că vor fi și personaje. Okay. Asta este pariul meu. Cam atât am avut timp, prieteni, să vă povestim în această seară. Vă invităm pe pariuri12.ro, acolo unde veți găsi detaliat discuții despre fiecare meci în parte. Ne revedem luni noaptea la ora 24. Până atunci vă dorim un weekend plăcut și, evident, baftă la pariuri!